Mașinile ministerului stau parcate pe trotuar. Ba chiar și o stație de alimentare cu curent electric au instalat-o fix la intrare în minister, tot pe trotuar. Și acum, dacă vrei să protestezi, trebuie să faci loc mașinilor de boieri. Dacă vrei să mergi cu căruciorul, cu copilul pe trotuar, trebuie să te ferești de mașinile lor de boieri.